Cel care a cucerit Dacia și a extins granițele Imperiului Roman până în Mesopotamia a rămas un reper. Chiar și împăraților bizantini li se ura la urcarea pe tron să fie mai norocoși ca Augustus și mai buni decât Traian. A calculat el ce a calculat începând cu traiectoriile obuzelor, dar spre finalul vieții a greșit în politică, pierzându-și reputația și averea, murind sărac lipit. Nu a existat capitol al matematicii asupra căruia elvețianul să nu se fie aplecat. Poate că atunci când ne aplecăm și noi pentru a ne lega șireturile, ne vom gândi la constanta care îi poartă numele, număr transcendent, baza logaritmilor naturali și elegantă punte de legătură dintre numerele reale și cele complexe. Indienii arancone au avut de luptat succesiv și cu incașii și cu spaniolii. În 1810 au început bătălia finală, care a durat 8 ani. Celebru pentru pendulul său care demonstrează mișcarea de rotație a Pământului în jurul propriei axe, fizicianul francez s-a încumetat printre primii să calculeze viteza luminii. Eroarea a fost de 0,6% din valoarea acceptată astăzi. Cârlova a scris doar 5 poezii care l-au convins pe George Călinescu să-l introducă pe autor în celebra istorie a literaturii române. A fost și el obsedat de viteza luminii împreună cu Foucault, dar numele i s-a asociat definitiv cu cel al lui Doppler pentru descoperirea efectului ce constă în variația frecvenței unei unde emisă de o sursă aflată în mișcare. Sfinxul a fost o persoană nefericită în ciuda celebrității pe care nici nu și-a dorit-o. În plină glorie, la 36 de ani, a decis să se retragă. Refuzul publicității i-a creat o și mai mare notorietate. A vizitat și Iașiul pentru câteva zile, în perioada interbelică, fiind cazată la hotelul Traian. S-a jucat puțin de-a Dumnezeu prin crearea unor elemente de după uraniu, dar a condus și Academia Națională de Științe a Statelor Unite. Celebritatea nemeritată oferită de un fost premier ar putea avea o singură conexiune, pictura. Criticul armean a scris monografiile lui Grigorescu, Petrașcu și Tonița. Pentru munca de pionierat în transmutarea nucleelor atomice utilizând particule accelerate artificial, a primit Nobelul în 1951. Fizicianul englez s-a implicat și în dezvoltarea cercetărilor privind radarul. Chitarist desăvârșit, a ezitat să se lanseze într-o carieră solo, până când l-a ascultat pe Bob Dylan. Dacă Dylan se putea descurca cu vocea sa destul de ciudată, el de ce n-ar putea? A reușit, chiar și cu chitara întoarsă, stângaci fiind. Poetul orădean are sentimentul zilelor. Războiul începe întotdeauna duminică dimineața la 10 și dacă îi senin până spre seară la 6, pierd cu duiumul eroi. Pentru pace se cere sobrietate, un aer ceva mai rece, pacea se încheie în zori, de obicei la 5, joi. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.